Autoritățile propun printr-un proiect de hotărâre de guvern publicat de Ministerul Finanțelor prelungirea plafonării tarifelor RCA până la 31 decembrie 2024. Această măsură este justificată de dezechilibrul dintre cerere și ofertă pe piața asigurărilor, care ar putea conduce la creșteri de prețuri după 30 septembrie. Supravegherea respectării tarifelor maxime de către companiile de asigurare RCA va fi realizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară pe o perioadă de 3 luni. Inițiatorii proiectului subliniază că în prezent există o reticență din partea asigurătorilor privind asumarea riscurilor pentru anumite categorii de asigurați, iar piața se confruntă cu o concentrare mare, ceea ce generează o vulnerabilitate în termen de expunere și cote de piață. În ceea ce privește dezechilibrele existente în piața asigurărilor RCA, este de menționat numărul ridicat de cazuri prelucrate, încadrate în categoria asiguraților cu risc ridicat, observându-se o creștere semnificativă a acestora cu aproximativ 19.000 de cazuri față de începutul lunii iunie, societățile preluând în asigurare un număr de aproximativ 7.500 de astfel de cazuri pe lună de la începutul anului 2024. Cu referire la gradul de cuprindere, este de menționat că acesta este în continuare scăzut față de angajamentul asumat de România prin tratatul de aderare la Uniunea Europeană, explică inițiatorii proiectului în nota de fundamentare. Unii șoferi băcăuani spun că tarifele actuale pe care le plătesc pentru asigurarea obligatorie a mașinii sunt nejustificate de mari. Poate să meargă în continuare. Pentru salariile noastre și pensiile noastre, cred că era de ajuns. Trebuie și mașini reparate, că sunt mașini scumpe acum, dar nici să exagerăm, adică nu toată lumea își permite să plătească, că sunt oameni care merg corect, nu prea au evenimente și trebuie să dea niște bani obligatori de zi de an, în fiecare an. E ideal, da, ales în cont de cam cum îi trai în ziua de azi, ar fi bun, da. Nu știți cum e acum. Cum vor aia de sus, pentru mine, la pensia mea, mi se pare mult. Foarte bine dacă ar mai continua și la anul, că ne cam omoară asigurările. Și, în primul rând, datorită mișmașurilor care se fac. Că abia la atingi și bagă daună de nu te vezi. Foarte scump. Eu înțeleg că trebuie într-adevăr plătit și oamenii care s-au scumpit multe, dar și mișmașurile care se fac. Chestia cu îi pună că se face repede, dar trebuie un control riguros asupra incidentelor care au loc. De asta se scumpesc. Și-s vinovați de la service până la cei care aprobă asigurarea, care aprobă plata incidentului. Să verifice, să vadă pozii cum se făcea înainte. În ceea ce privește evoluția pieței de asigurări RCA referitoare la indicatorii de solvabilitate și lichiditate, comparativ cu primul semestru din 2023, valoarea primelor brute subscrise pentru asigurările RCA a crescut cu 2%. De asemenea, numărul de contracte RCA în vigoare la sfârșitul lunii iulie 2024 este cu aproximativ 4% mai mare decât la finalul anului 2023.